Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi o să vă arăt ce cumpărături am făcut în magazinul Kaufland de această dată. Toate cumpărăturile au fost în valoare de 220 de lei. Dacă vă place acest clip, nu uitați să vă abonați, fiindcă mai urmează și altele de acest gen. Să dați un like și bineînțeles să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. Haideți să începem! Am cumpărat două iaurturi din acestea cu piure de fructe, unul cu căpșuni, unul cu vișine. Fiindcă îi plac celui mic foarte, foarte mult, îi le dăm rar, dar am zis să-i cumpărăm două, să le avem în frigider pentru orice eventualitate. O punguță de fulgi de nucă de cocos. Pe aceștia îi mai adaug la prăjituri, dar și la griși cu lapte când mai fac. Două cutiuțe de pastă de tomate de la Sultan, știu că este bună aceasta și mi se par foarte practice acestea micuțe, le desfaci, poți să faci, deci cu o cutiuță din asta, de exemplu, eu fac o oală destul de mare de ostropel, de exemplu, eu îl folosesc foarte bine la ostropel. Am cumpărat două să fie în casă pentru orice eventualitate. Am cumpărat și două iaurturi de băut cu căpșuni. Pe acestea chiar le-am găsit la reducere. Am dat doar 78 de bani pe fiecare. Am luat două, mai mult pentru soțul meu. Eu nu prea sunt fan iaurturi cu fructe. Amidon alimentar de la Gustin, de la Dr. Oetker. Îl căutam de tare mult timp și aici jos la mine, la magazin, la Mega Image, nu-l găseam. Bine că l-am găsit acum, fiindcă tot trebuia să-l mai adaug în diferite rețete sau în sosuri să le îngroși și nu aveam. O cutie de lapte cu 3,5% grăsime, 1 litru. Niște absorbante de la Always. Brânzică făgăraș, 3% grăsime. Are 200 de grame păhăruțul. Aici am mai cumpărat niște iaurturi, Zuzu Stores, ăsta îmi place mie foarte, foarte mult. Acum am luat unul cu bifidus și unul natural, cu 2% grăsime. Sunt foarte, foarte bune, deci îmi plac tare mult. Pentru a le mânca dimineața la micul dejun cu banane, cereale, fructe, miere și așa mai departe. Și încă două, vi le-am mai recomandat eu pe acestea, de la Olympus. Iaurt cu specific grecesc. Există și varianta cu 0% grăsime și cu 2% și cu 10% grăsime. Asta cu 2% îmi place tare mult, îmi place și ambalajul și chiar într-adevăr sunt foarte, foarte cremoase și sunt bogate în proteine. Tot pentru micul dejun mai mult. Pateul nostru preferat, pate bucești de porc. Am vrut să iau doar unul sau două, dar erau la reducere, erau... A fost mai ieftin decât îl cumpăr de obicei, la 3 lei și 20 ceva de genul, așa că am luat 4 să fie în casă. Au găsit soțul meu și un tel, îi spusesem că vreau un tel, dar nu de poțel, nu știu din ce sunt făcute celelalte, să nu-mi zgârie oala. Nici ăsta nu pare cine știe ce, dar sper să mă ajute. Așa... Mai am o cutiuță de pastă de tomate, tot la fel pentru mâncăruri, dar eu le pun și la ciorbiță. Mi s-a părut un preț foarte bun și pentru cutia asta mare, dar uite că nu văd. Da, nu văd ce gramaj are, poate nu văd eu acum. Ah, e pe spate. 500 de grame. Așa. Am rămas fără îndulcitor, iar noi folosim îndulcitor din acesta cu stevia, așa că am cumpărat din nou o cutiuță din asta, conține 200 de tablete. O punem în cafea în principiu dimineața, dar dacă mai fac sosuri de roșii, de exemplu, și ar trebui să îndulcesc un pic sosul, să reduc din aciditatea roșilor, pun și o pastiluță sau două și este perfect. O punguță de mozzarella, o bucată de mozzarella din aceasta, de 125 de grame. O legătură de ceapă verde, nu o mai scot din punguță, dar arată bine pentru o salată. Niște batoane de cereale
cu cereale, cu muesli de la Serbona. Cred că vi le-am arătat eu în diferite clipuri. Sunt tare bune și mi se pare că sunt foarte, foarte ok pentru o gustare. Nu le-am mai cumpărat de mult timp, dar o să le mai dau și soțului la pachet, dar chiar și pentru mine. Am luat câte două din fiecare. Am luat niște variante pe care nu le-am mai încercat, și anume acestea cu banane. Am luat două cu banane. Pe ăsta l-am mai încercat, parcă, cu afine și miere. Și varianta asta cu alune de pădure. Și sunt și foarte ieftine, dar sunt bune. Bicarbonat de sodiu, dar nu pentru prăjituri, ci fiindcă vrem să spălăm sitele acelea de la, de la hotă. Și noi, da, apropo, dacă vreți să filmez cum curăț eu sitele acelea de la hotă, lăsați-mi rubrica de comentarii și poate filmez tot procedeul. Este foarte simplu și implică puțin efort. Așa, un pliculez din acesta. Pentru cel mic, fiindcă tot vede la noi și un culiță și cere și el, am văzut varianta asta. Este foarte mincare. Trei feliuțe, cred. Am zis să o iau pur și simplu să, așa, odată la ceva timp să iau și lui să-i dau. Este șunculiță de pui cu 95% carne, fără euri, fără conservanți, fără coloranți, fără gluten. Da, de la Cristin. Nu le-am mai încercat până acum, dar sper să fie ok. Pe urmă, o cutie din asta mare, mare, de 500 de grame de turtă dulce cu ciocolată, cu ciocolată cu lapte. Este foarte bună. Nu am luat-o pentru a mânca acasă, ci o să mergem la niște prieteni și o să ducem ceva dulce. Din această cauză am cumpărat și o cutie din asta mare de bomboane de ciocolată. Sunt foarte multe sortimente, sunt 16 diferite. 400 de grame are cutia. Probabil sunt bune și m-am gândit că este o variantă ok atunci când sunt mai multe persoane să împărțim ceva dulce. De la Frosta, o pungă de legume congelate cu broccoli, cu ardei gras, cu roșii, cu zucchini, cred. O încercăm pentru prima dată pe aceasta. O baghetă ce miroase tare bine. O să o bag înapoi în punguță, am scos-o eu așa. N-am mai mâncat baghetă de luni bune, dar o să vedeți cu ce o să mâncăm. Dar am zis să ne răscoțăm puțin atunci când ne este poftă. O pungă de mazăre fină de la Edenia. Are 450 de grame. Vreau să-i fac celui mic un pic de mazăre, dar am mai găsit și niște brioșe în care se pune puțină mazăre. Așa că am luat o pungă să o am în congelator. O punguță de morcov baby, la fel de la Edenia. Și de la Gradena, un amestec mexican congelat rapid. Așa. Crutoanele, astăzi am ceva scap totul din mâini. Crutoanele mele preferate, crutoanele acestea cu verdețuri de la Kaufland, v-am mai zis eu despre ele, sunt foarte, foarte bune. 100 de grame are cutia și este 2 lei, așa cum probabil ați văzut și pe ecran. Iar eu, dintr-o pungă din aceasta, folosesc, zic pungă fiindcă în interior este o pungă, folosesc de multe, multe ori. Încă pun o lingură, să zic, la o salată, dar ei au foarte, foarte multe variante. Asta cu verdețuri îmi place mie cel mai mult. 2 sticle de Pepsi fără zahăr. Este cu lime. Ne place că este mai acrișor. Nu îl bem mereu. Îl bem destul de rar și atunci bem într-o cantitate mică. Dar l-am luat la fel să fie în casă. O salată verde foarte frumoasă și mare. De obicei găseam niște ofilite pe acolo, dar astăzi chiar am găsit una foarte mare și frumoasă. 2 baxuri de apă Bucovina de câte 6 sticle. Nu am găsit izvorul minunilor, fiindcă noi pe aceea o folosim. Și am lăsat la sfârșit carnea, fiindcă am luat mai multă carne. Apropo, și o caserolă de roșii sherry. O caserolă de roșii sherry de 500 de grame. Nu cred că v-am arătat-o. Și mai am destul de multă carne. Și o să vă zic exact și ce facem cu ea, așa cum fac la finalul fiecărui clip. Poate vă dau și vouă idei de ce să mai gătiți în zilele ce urmează. Așa, în primul rând am o caserolă de
pulpe de pui inferioare, așa cum vă ziceam eu, le scot pielea și le fac fie la tigaie fără ulei, fie la cuptor sau fierte. Acum mă gândeam că vom mânca cu niște amestecuri din astea. De exemplu, într-o seară să mâncăm cu un amestec din acesta, într-o seară să mâncăm cu amestecul acesta. Vă ziceam că am luat o baghetă pentru că mi s-a făcut poftă de mici. N-am mai mâncat mici de foarte, foarte mult timp. Nu se compară cu cei făcuți pe grătar, dar pentru a ne face poftă am luat o caserolă de doar 10 mici. O să-i facem în tigaie, fără ulei. O să mâncăm cu muștar și cu baghetă. Da, de-abia aștept. Așa. Ficăței de pui. Am luat două caserole. Asta are jumătate de kilogram. Sunt toate cu jumătate de kilogram, așteptam să fie diferite ca și gramaj, nu. Ambele sunt la fel, o să-i curăț, o să-i pun la tigaie și îi fac cu niște ciupercuțe, m-am gândit, cu usturoi și o să-i mâncăm cu mămăliguță. Am luat două caserole, fiindcă ei se reduc foarte mult, și vin alb pun. Se reduc foarte mult și nu rămân mulți, așa că o să fac două caserole și o să mâncăm de două ori. Cu mămăligă probabil ambele dăți sau poate odată o să fac cu mămăligă odată cu piure. Și mai am aici un piept de pui la fel mare. Are 850 de grame, 16 lei am dat pe el. Acesta exact acum după ce termin de filmat o să-l tai probabil în 3, chiar mă gândesc, și o să bag la congelator. O să-l bag la congelator. Iar cu o bucățică o să fac într-o seară la tigaie cu salată verde, cu ceapă verde, cu ridichii roșii. Mai am legume și fructe, de asta nu vedeți în acest clip, fiindcă mai am un frigider. Așa, cu cealaltă bucată vreau să fac niște paste tagliatele cu sos de roșii. Ați văzut că am luat și roșiile acestea, sucul de roșii. Iar cu cea de-a treia bucată, nu știu, mai vedem, poate cu niște ciuperci și smântână, de ce nu? Nu m-am gândit așa fix la meniu și mai mănc o bucată de carne și anume asta de aici. Ia să vedem. Sunt niște bucăți de porc pentru șnițele, 16,30 lei am dat pe bucățile acestea. La fel, o să împart în două punguța aceasta, jumătate o pun la congelator, jumătate o să fac mâine probabil. Cu jumătate o să facem niște șnițele, dar la cuptor. Vreau să încerc varianta pe care mi-ați recomandat-o voi, să le las în iaurt cu condimente câteva ore sau poate chiar peste noapte și pe urmă să le fac o crustă crocantă și le bag la cuptor și mâncăm cu salată. Și cu cea de-a doua o să fac bucățele mici și vreau să fac varză călită fiindcă nu am apucat. Da. Și cred că astea o să fie felurile de mâncare pe care intenționez să le fac zilele acestea. Vedem și ce îmi reușește. Cam astea au fost cumpărăturile de astăzi. Mai am ouă, mai am fructe, mai am legume. De astea nu le-ați văzut probabil, dacă vă întrebați să știți de ce nu le-ați văzut în acest clip, fiindcă mai avem și nu am avut nevoie să cumpărăm săptămâna aceasta. Acestea au fost cumpărăturile, toate au fost în valoare de 230 de lei, făcute în magazinul Kaufland. Sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Vă doresc toate cele bune și, bineînțeles, lăsați-mi părerea voastră în rubrica de comentarii. Pupici!